Un român a ajuns printre cei mai apreciați pantofari ai lumii. Victor Vulpe a obținut recent la Londra medalia de argint la campionatul mondial de confecționare a pantofilor. Pantoful făcut de el va fi expus timp de un an în marile capitale ale lumii, alături de celelalte creații câștigătoare. Number 2. Second place is Victor Vulpe from Romania. La World Championship of Shoemaking, cel mai prestigios concurs din lume pentru pantofari, juriul a apreciat creația deosebită a românului Victor Vulpe. Tema din acest an a fost pantoful negru de tip Balmoral, iar Victor Vulpe a avut la dispoziție 4 luni să facă un pantof pentru piciorul stâng, numărul 41. A reușit chiar să stabilească un record mondial, 30 de cusături într-un inch pe talpa pantofului. E cam distanța dintre degetele mele. E foarte interesant că nu mai vezi absolut nimic. Deci un record invizibil. E cusătura atât de mică încât tu nu vezi decât o singură linie care înconjoară botul ghetei. Și am folosit o lupă foarte mare. Românul confecționează pantofi de lux de 20 de ani, iar pe lângă creativitate are și alte secrete. Cele mai bune materiale pe care le găsesc în Europa, cele mai solide și mai trainice tehnici posibile. Clienții merg la mai multe probe. Până când pantoful se potrivește perfect, pot să treacă și 8 luni. Am pornit, Victor, îmi faci mie o pereche de pantofi negri simpli. Au devenit niște pietre care arată cu totul altfel. Tocul este în formă de vioară. O astfel de pereche costă 3.000 de euro, în timp ce pantofarii din vestul Europei cer de la 5.000 de euro în sus. La concursul de la Londra, locul întâi a fost ocupat de un francez, care lucrează la o prestigioasă casă de modă pariziană. El a creat un pantof cu umpletituri în interiorul călcâiului, în formă de potcoavă.